Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube, videoclipurile, like-urile, comentariile, distribuirile, toate, toate sunt total, total gratuite. Ca de obicei, urma faza cu My Scent of the Day, parfumul zilei cel port eu astăzi, acum când filmez este vineri, voi ca de obicei veți vedea acest videoclip mâine, adică sâmbătă. Însă, parfumul zilei de astăzi se întâmplă să fie chiar um, subiectul acestui videoclip. Dar, dumneavoastră, lăsați mi în secțiunea comentarii ce parfum purtați sau ce combo sau ce layering purtați în momentul în care vizualizați acest videoclip. Și ca să nu mai plictisim și să fie totul pe repede înainte, astăzi vom porni la un război. Da, avem din nou uh, un clip de tip versus, de data aceasta între senzația TikTokului, Instagramului și, nu în ultimul rând, senzația mea proprie și personală de la Dubai Collection. Și anume... Avem Harim al Sultan Gold, atât varianta ulei cât și EDP-ul, celebrul EDP, dar avem și varianta de la Rogue Perfumes a acestui parfum. Și voi începe cu Casa Hadlaj. V-am vorbit eu și ați văzut, dacă ați văzut acest videoclip, dacă nu o să vi-l inserez, în momentul în care îl țin invers, În momentul în care am comandat acest ulei de pe site-ul celor de la Dubai Collection, el a venit, aici este uleiul și aici am și un travel size de 20 de mililitri, varianta EDP a uleiului. Haideți să le scot eu, că am venit cu cutiuța ca de obicei. Și dumnealor arată așa, acesta este celebrul ulei pe care eu astăzi îl port pe lungimea părului. Iar aici avem EDP-ul în varianta de 20 de mililitri. Și dacă sunteți ca mine consumatori de TikTok, YouTube extern mai mult și Instagram tot așa extern, cred că ați observat că aceste de pe de la Hadlaj Harim al Sultan Gold a creat o adevărată isterie. la primul puf și mie mi-a plăcut, nu pot spune acum că vai de mine nu-mi place aroma. Îmi place aroma, însă mi-ar fi plăcut să aibă, și, să aibă și performanțe. Dar, haideți să vă spun notele acestui parfum, Sticla full size o să o voi inserez pe undeva pe aici. În vârf avem trandafir bergamotă, în mijloc nucșoară, iasomie și chihlimbar, iar în bază lem de agar, lem de santal și paciuli. Bun. Iar acest parfumete se deschide așa și le voi pufăi pe ambele pe mâini. Se deschide oarecum asemănător cu acest ulei, doar că prima diferență ar fi că în varianta EDP lipsește cu desăvârșire izul acela, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, în acest ulei eu resimt izul acela de um, Haribo, de geleuri ursuleți de la, de la Haribo. Iz care în acest EDP lipsește cu desăvârșire. Însă, ca și categorie, e una personal la modul în care îl percep, aș cataloga, aș clasifica aceste de pe Harim al Sultan Gold în zona floral, fructat, fiind de tot exotic. Are și acea tentă oarecum gurmandă, ai într-adevăr senzația aceea de a-ți lăsa apă în gură și nu pică totalitate, în totalitate în latura gurmandă. Da? Nu este acel parfum gurmand de stival. Este mai degrabă acel floral fructat, deoarece trandafirul nu pot spune că iese foarte mult în evidență, chiar dacă ei îl listează fix în nota de vârf, ci mai degrabă eu aș resimți acea combinație iasomie bergamotă, da? Nu este ceva copleșitor, nu este ceva leșinător, nu este ceva să îți creeze migrene sau dureri de cap sau așa mai departe. Ați văzut eu de câte luni. Are ceva luni, da? Deci are mai mult de o lună de zile. A fost macerat, l-am purtat Însă, la capitolul performanțe, pe cât de mult îmi place aroma în sine acestui parfum, pentru că da, este acel floral, fructat, fin exotic, fin gurmand, perfect pentru vreme caldă. Perfect. Însă, la capitolul proiecție pot spune că stă sau durează undeva la o oră, da? Eu mai am foarte, foarte puțin în el, l-am tot pulverizat, am făcut și overspraying cu el și tot acâmul, însă nu. Orice i-aș face, indiferent că îmi aplic 3 pufuri, indiferent că vin cu 10-15 pufuri, parfumul acesta, și în culmea că nu înțeleg de ce, are aceeași proiecție de maxim o oră. Iar ca longevitate, undeva la 4 ore, da? 4 ore, Ceea ce pentru mine, la cât de mult iubesc casa Hadlaj, este cam dezamăgitor. Am vrut să comand varianta full size, tot mă bătea gândul să o comand din afară, însă cu toate taxele, cu tot tot, tot ar ajunge undeva la 400 de lei. Iar ca să dau 400 de lei pe un uh, parfum al casei Hadlaj, care culmea persistă maxim 4 ore cu o oră de proiecție, nu, mersi, nu. Păcat, păcat, deoarece aroma în sine pur și simplu țipă, avară, uh, nu este exact cum v-am spus, nu aveți nimic copleșitor, chiar dacă ei listează în bază lem de agar, lem de santal și paciulii. Nu, nu, pur și simplu mai repede, mai repede se dezvoltă uleiul. Uleiul cel puțin are trei faze distincte de evoluție, de dezvoltare, da? Pe când parfumul, culmea, este liniar. Da? Deci eu nu am înțeles ce au făcut cei de la Hadlaj. Oricum, din ce am citit, din ce m-am documentat, ei s-au lansat pe piață și au făcut apariția strict prin ataruri, da? Partea cu EDP-uri au creat-o și lansat-o o idee mai târziu. Nu știu dacă ăsta este motivul pentru că am EDP-uri de la Hadlaj care pur și simplu bubuie, da? Deci bubuie, le ador, le iubesc, sunt acele parfumuri cu trenă lungă, vorba Otiliei și da, merită toate laudele. În schimb, acest Harim al Sultan Gold nu înțeleg ce au vrut ei să facă. Nu știu. Adică pe cât de faină e aroma, pe cât este tenta aceea și chiar dacă eu vin și vă spun că este acel parfum floral, fructat, fin exotic, fin gurmand, nu merge sub nicio formă către zona de erba pura. Nu are nicio treabă, da? Este un alt fel de fructat, fin, dulceag, exotic. Dar din nou, Uh, uleiul, cel puțin în cazul meu, a aplicat pe lungimea părului, proiectează undeva la 3 ore, da? pe când ddp ul proiectează undeva la o oră, ceea ce este mai mult decât dezamăgitor, pentru mine, cel puțin. Dacă uh, ați prins Uleiul acesta de pe site-ul celor de la Dubai Collection, deoarece acolo știu că a fost în această variantă primiți și primeați și EDP-ul în varianta de 20 mililitri. Lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii. Cum percepeți, nu știu, poate nu are chimie cu mine, poate nu putem fi prieteni, da? Cum percepeți EDP-ul, cum percepeți uleiul ca să-i Și... Tot având această dezamăgire și tot căutând ceva asemănător, nu pot spune, adică, nu știu, dacă sunteți într-adevăr, la fel ca mine, fani ai casei Hadlaj și vreți să-l comandați din afară, da? V-am spus, puteți să căutați și dumneavoastră, undeva la 400 de lei duce toată, toată treaba. Um, dacă l-aș recomanda? Doar dacă... Aș putea să recomand aceste de pe de la Hadlaj, Harimal Sultan Gold, doar dacă sunteți în zona aceea, deoarece da, există și astfel de oameni, nu toți sunt ca mine, care preferă uh, parfumuri mai domolite, mai liniștite, da, care nu fac gălăgie, care nu proiectează, care um, nu știu, care nu vă fac simțită prezența. Da? atunci da. Da, este un safe blind buy. Mai ales dacă iubiți aroma uleiului în sine. Dacă însă sunteți precum sunt eu, cu nu știu, să preferați parfumurile cu coloană vertebrală, parfumurile care vă anunță atât venirea și lasă celor ce rămân în încăpere după ce plecați dumneavoastră și o amintire olfactivă, atunci avem varianta de la rogue. Da. Da, imediat ce l-am văzut pe site-ul celor de la Dubai Collection, da, roș 25 pentru 5% discount, pentru că ce să vedeți, încă este disponibil, chestie care eu nu mă gândeam să fie disponibil, uh, puteți găsi această variantă și eu trebuie să o șterg puțin Deoarece am avut mâinile pline de cremă, atunci când m-am parfumat. Eh, acum da, Este și el prezentabil. Um, se numește Sultan Golden Crown și este un parfum inspirat din acest parfumel, ce a nebunit online-ul.. Da? Notele lui Sultan Golden Crown sunt. În vârf, trandafir și bergamotă, în mijloc, nucșoară, iasomie, chihlimbar, iar în bază, lemn de agar, lemn de santal le -ă, și paciuli. Era să spun lemn de paciuli. Deci, ce să vedeți, notele sunt, de fapt, identice. Și din acesta nu dau mai mult de două pufuri, pentru că aici se schimbă situația. În ce sens? Dacă... Deschiderea lui Harim al Sultan Gold EDP este una blândă, lină, calmă, liniștită. Sultan Golden Crown, tot mă uit că da, Sultan Golden Crown are acea deschidere zgomotoasă, da? Este ca și cum pur și simplu intri pe scenă. Și se trage cortina, da? Iar cortina, aceea momentul în care se trage dreapta-stânga Produce un pic de zgomot uh, Randafirul de aici, din deschidere Este o idee mai puternic decât randafirul din Harim al Sultan Gol DDP Însă nu acaparează scena, da? Nu este rolul principal uh, Bergamota de care este el acompaniat, îl temperează, îl domolește. Și când spun trandafir, o idee mai puternică decât în acesta, nu mergeți cu gândul către trandafirul acela bulgăresc, copleșitor, cuizul acela oarecum old school. Nu, nu au nicio, nicio treabă. Trandafirul din varianta Rogue este unul mai degrabă cremos, aș putea spune, catifelat cremos. Categoric, deschiderea te poate duce oarecum în zona ambrat-florală, da, cel puțin pe mine acolo mă duce, față de deschiderea lui Harimal Sultan Gold. Tot în bine să spun OG, dar nu are nicio legătură. Dacă Harimal Sultan Gold este floral, fructat, fin, exotic, varianta Rogue... În opinia mea, se deschide oarecum floral ambrat, iar pe măsură ce se dezvoltă, varianta rogue um, capătă oarecum o greutate între ghilimele, la modul că devine ușor de tot cald și fin, dar foarte, foarte fin, spicy, foarte, foarte fin condimentat. În sensul că Nucșoara din varianta rog este oarecum o idee in your face, da? este oarecum mai puternică față de uh, varianta hadlaj. Ca o paralelă, ca să vă fac așa, să vă zugrăvesc o imagine cum v-am obișnuit, aș putea spune că acest pe de la hadlaj este acea tânără de 20 de ani. Um, nonconformistă, pusă pe distracții, pusă pe șotii da, mereu veselă, mereu jucăușă. Pe când varianta Rogue este acea femeie de 30 de ani, um, foarte, cum să spun eu, este foarte sexy. Știe că este foarte sexy însă simte că nu trebuie să demonstreze nimănui nimic. Da? Este la modul, da, știu cum sunt, știu ce pot și nu trebuie să mă mai muțăresc, nu trebuie să demonstrez nimănui nimic. Da? Este o idee mai profund, este o idee un pic de tot mai serios, dacă aș putea spune, dar asta nu înseamnă că are izvintici sau așa mai departe. Nu. Pe măsură ce se dezvoltă Acum pot resimți fiind de tot culmea, izul acela de geleuri Haribo, care îmi place mie în ulei. Nu știu de unde își face loc, dar știu că atunci când am deschis pachetul cu uleiul și EDP-ul, chiar am fost dezamăgită, mă așteptam ca și în EDP să resimt acel iz de geleuri. Mie îmi place foarte mult izul acela izul din acest ulei, da? Este foarte fain redat. Chestie care, din păcate, în NDP-ul de la Hadlaj nu se simte. Însă, în varianta rog, ai o fină Nu este la fel de proeminent precum în ulei, însă îl poți resimți undeva în fundal, cum se spune. Este și el pe undeva pe acolo. Aș putea spune că este un floral ambrat fiind de tot exotic, fiind de tot gurmand. Dar, unde este treaba cea mai arzătoare? Știu pentru mulți dintre dumneavoastră că toți întrebați tot timpul persistență. Ei bine, nu știu câți din dumneavoastră aveți parfumurile gamei Rogue. Însă, eu cred că în total am ajuns în momentul de față la 10 sticle diferite, bineînțeles. Nu am backup pentru niciun parfum de la Rogue. Însă, parfumurile Rogue, la fel precum uleiurile Ud Darabi, deoarece sunt aceeași companie, da? Companie mamă, sunt pe dumneavoastră o zi întreagă. Da? Sunt o zi întreagă și în afară de asta, eu cel puțin, cu acest parfum Sultan Golden Crown de la Rogue am un siaj de 3 ore, 3 ore jumătate în condițiile în care nu pot face overspray cu el. Pentru că aroma sa în sine este oarecum un mix între ulei și EDP cu o concentrație enorm de mare. Da? Este mai degrabă ca și cum uh, ai face layering cu aceste două, da, uleiul uh, Harim al Sultan Gold și EDP-ul și ai duce totul la puterea N. Da? Sau mai pe românește aș putea spune că Sultan Golden Crown de la Rogue Perfumes poate fi catalogat varianta extract pentru acest EDP. Atât este de puternic atât pur și simplu ai senzația aceea că te învăluie, lumea din jur cu siguranță, cu siguranță îți va simți prezența, cu siguranță primești complimente cu acest parfum, cu siguranță stârnești curiozitatea deoarece chiar dacă ei în bază din nou, la fel ca și varianta de la Hadlaj, listează lem de agar, lem de santal și paciuli, nu, nu pot spune că este acel is de lister, clar, sub nicio formă, însă baza variantei rog este oarecum o idee mai dark față de varianta Hadlaj. Da, um, ai tenta aceea lemnoasă, ai tenta aceea rafinată, seducătoare, elegantă, exact cum v-am spus, este pur și simplu varianta mai matură din toate punctele de vedere, a parfumului de la hadlaj. Da? Dacă parfumul de la hadlaj, în momentul de față, l-aș putea cataloga ca acel parfum de zi cu zi pentru vremea caldă, dar cum? Și dacă v-ați luat sticla full size, în opinia mea, la cât persistă pe mine și am făcut treaba asta, l-am probat și pe mami, mami are o piele mult mai wow decât a mea, în sensul că, de exemplu, un alt parfum care pe mine persistă 6 ore, pe mami stă 9 ore. Însă cu acest Harimal Sultan Gold, mami a prins undeva la 4 ore jumate. Da? Deci, cred că, este, cred că, așa este el conceput, să fie ceva foarte, foarte soft. Mai degrabă, un EDT, cu toate că ei îl cataloguează ca fiind EDP. Da? În opinia mea, la capitolul persistență, nu are acel comportament de EDP, clar, sub nicio formă. Pe când varianta rogue este acel extract. Da? Deci pur și simplu este extract. În dry ul final se resimte o fină atingere de lemn de agar, însă nu este izul specific Middle Eastern. Este un dulce lemnos, ca să mă exprim așa, da? Nici chiar dacă spun ei lemn de agar, nu. Nu mergeți către zona Middle Eastern, este dulcele acela lemnos, sexy, misterios, oarecum dark. Da? Oarecum dark. Dar cu siguranță Sultan Golden Crown de la Rogue Perfumes este, în opinia mea, acel parfum perfect, dar perfect pentru perioada calda anului. Merită prețul pentru 70 de ml? La ce performanță au parfumurile? Rog, categoric da. Da? Categoric 10 din 10 în opinia mea. Și din nou vă spun, am rămas surprinsă când l-am văzut încă în stoc. Pentru că, nu știu, încă o dată, dacă iubiți acest ulei, da, care a agitat întreaga lume pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube și așa mai departe, dar și acest parfum, varianta cea mai cea pentru performanțe, pentru un miros, o aromă mult mai profundă, este aceasta de la Rogue Perfumes. Dacă ați testat, dacă ați achiziționat mostră din varianta Rogue sau dacă aveți aceste variante. Lăsați-mi și mie părerile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Nu uitați de abonare, nu uitați de like dacă v-a plăcut și dacă nu vreți să mi împărtășiți, să ne împărtășiți părerile dumneavoastră, puteți lăsa orice emoticon. Da? Ajută algoritmii YouTube. Ca de obicei, în bara de descriere veți avea linkurile pentru toate produsele Spun produse că avem și uleiul, da? Pentru toate produsele despre care v-am vorbit astăzi, la fel link către grupul meu de Facebook, Freck Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok. Și până data viitoare, vă mulțumesc din suflet și vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat, hai în comentarii!